Acum, ale Florica, să ne arătați cum arată o cămeșă bătrânească de femei. Da. Spăcel. La noi așa se zice. Așa îi se spune. Spăcel, da. Uh-huh. Mânecă largă, largă. Mânecă largă. Largă. Aici a făcut cu ac de cipcă modelul ăsta ce se pune pe pumnar. Uh-huh. E făcut cu acul și aplicat acolo. Din ce material e făcută? E pânză de casă, țesută bumbac și cu tort. Uh-huh. Tort ce înseamnă? Tort, cânepă, din cânepă. Din cânepă. Da, fuior, fuior. Și mai ai aici pe pat o cămeșă bărbătească. Da, de la bunicu. De la bunicu. E cămeșă. De la bunicu. Da, da. Și asta da, da. Tot din șir de cânepă. Exact, tot așa. Tot de pânză. Mm-hmm. Noi pânză de casă, țesută. Da, da, da. Așa. Și aici negru e laibăr sau cum îi ziceți? Laibăr. Laibăr, spuneți. Laibăr, mm-hmm. Laibăr. Am înțeles. Laibăr, bărbătiești. Și acolo, și aici, cum e făcută? Aici ai făcut, care e o croitoreasă, care e o cosut, a făcut ceva model, din, nu-i pus altceva făcut, cum se zic, cu acu, ce îi cosut la mașină, tot în pânză, da, făcut da, da. Clint. Și văd aici nasturii, îți e piatră. Da, 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 că așa uh-huh. era cândva și colorați și așa, și aici e fiocașul. Am înțeles. La cheptari. Uh-huh. Cu jnor și cu clint tăd în pe margine, tăd în pânză. Da, ăștia da, da. Și ăsta e făcut cu ac de cusut, făcut care, ca și cum faci formă tăiată, așa, mai mărunt, ca să nu se vadă până e. Am înțeles. Da, fiocaș, așa zicem noi, fiocaș. Uh-huh. Și nasturi, tăd acie, cum, nu, cum era atunci, pe timpurile alea de mult, așa era. Păi ai cu ce te mândri. Da, exact. Tare doajenis, nu știu, nu mă pot și mă dezlipesc de ele. Te îmi place și lucru la ele și le pentru le că faci, pentru că le cunoști valoarea ale Florica. Și le port și le fac. Mm-hmm, le cunoști valoarea. Da, aici da. Pe light să văd niște icoane pictate. Da, astea aici când am venit aici am avut 46 de ani. Mm-hmm. De 46 de ani s-a ci în da, casa da. Asta, când m-am căsătorit. Și iconile alea și atunci erau puse pe pereche. Și astea de aici și mai sunt de-astea pictate pe sticlă. O venit cineva de aici, o doamnă, că nu le vând când dă de-astea de hârtie. Nu le dau, zic, dar cum să le dau? Da. Și uite aici în tablou... Da. I-a pus omul dumneitale. Da, 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 soțul meu. Cum s-o numi? Gavril. Gavrila. Da. Badea Gavrila. Când a fost în armată. Cătană. 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 Câți ani ai trăit la oaltă cu el? 19. 19? Da. N-ai trăit mult. De 26 de ani. Și aici ai când a fost tânăr, copil? E băiatul meu. E băiatul dumneitale. Da, când era la grădiniță, șoim. Că atunci așa se zice, avea... costum de la de șoimi. Înseamnă bine cu Badea Gavrila. Da, da, dacă e a lui. Corect. Și cu dumneatale. Da, dacă e a lui. Încă tot zice lumea că mai tare zice seamănă ție ca la tată său, băiatul meu. V-ați înțeles bine cu da, omul? Da, da, foarte bine. Foarte cum ați bine. Făcut Le Florica să și înțelegere în casă? Lăsăm unul după celălalt. Dacă greșești unul, treabă și îngădească și celălalt un pic. Și atunci tăti se rezolvă. Tăti la locul lor. Uite că am tot așa bâmblând și eu pe cuclauri și ne mai uităm și noi la televizor și da, mai da, vedem da, că da, după da, 3-4 ani de căsătorie da. Se despart. Oare ce se întâmplă cu lumea știu. Asta, Le Florica? Eu nu știu. Nu știu, nu de la bani, de la... Nu știu, de la bogăție, de la... Nu știu, atunci n-am știut ale. Ai mers, am șezut acități în casă cu socrii, tăți l-olaltă, într-o... casă, am făcut mâncare, acolo am mâncat la lucru, am mers tăți și am lucrat și tăți l-olaltă, n-ai știu că o, și fie unul încoace, unul încolo. Atunci așa a fost pe timpul de alea. Dar nici nu știem că e greu, că merem la sapă, merem la seceri, merem la ce era, acasă, în grădină. No, după ce am avut băiețelul, atunci soacra mea a avut grijă de băiețel, după ce o fost mai, când o fost mai mărișoruț și apoi
Mereu. Oare și la plug, la mereu înaintea vacilor, la plug, că trebuie și le conduci când aram, când nu aram cu tractorul, ci aram cu plugul de casă. Mm-hmm. Acolo la spatele căsii și am plugul și grapa stătis. Am un socopt și lemnele s-o... Da, păi, boi, dibole au fost pe aici? Dibole, am ținut și câte 3-4 bucăți și 5. Ați avut? Da, da, exact, mm-hmm. am avut. Și boi? Boi n-am ținut. N-ați ținut. Aveau oameni boi pe aici? Da, chiar o cumnata mea, acolo în capătul satului. De la graj, din grajdurile acolo sus pe deal, cum mergi drumul la Valcău. Da, da, da. Apoi, o, chiar o ținut, dar nu de bibol, nu bibol, ci de ăștia roșii, că noi așa zicem vaj roșii. Da, da, da. Aveau doi boi faini. Și amul mai sunt în sat, mai are cineva? Nu, nu știu. Am înțeles că mai... Și tai puțini, puțini eu sagu. Am înțeles puțin. Că mai sunt diboli. Da, chiar am un tot dimineață, m-am dus până la magazin și atunci mere ciurda. Apoi am văzut că chiar bibol, chiar oarecât, era a unei vecini, dar ce, ca ce iau mai multe, mai multe vaci și de-astea roșii și biboli. Mm-hmm. Aici, deja în sus, nu este o 5-6 bucăți, dacă este, la toate căsile, câte mai sunt, oarecâte căsii încă daci în sus, până câtă pădure. Am, gata, oamenii că tânieri au plecat, bătrâni nu-s... No. Nu-ți vrea nici de și treabă cosât, treabă adunat, treabă, nu, la iosac, treabă iarna și le dai și mânci și le țup gunoiul și ca animal, și le mulși. Animalul nu are sărbătoare. Nu, exact, exact. Treabă da. Într-una să și, ca milițanul, cum zicea cineva. Când am vândut ultima bibolă, adică am avut, că numai atât aveam impresia și mă duc la grajd. Așa, dimineața, seara, când îmi vine că și mă duc la grajd. Și mă duc acolo, că așa am fost obișnuită. Așa știai că trebuie și mei dimineața, merei, prima dată acolo merei, la vaci. Da. Dacă era iarnă, le dădeai și mânci, nu, mai târzeu apă, mai ce. Da, era... uite, am un povestim de animalele, Florică. Oare cum își face vreme omul de la țară să ție și animale, să lucre și pământul și da. Să facă și lucrurile astea bătrânești. Când aveai vreme, dumneatale, de tate? Tătile făceau. Cum îți făceai vreme, de tate? Chiar, când era timpul de arai și sămânai, când era cânepă, sămânau cânepă, că și eu am avut sămânată din ce am venit aici, avem acolo mai în sus, un loc mai lângă vale, așa, loc mai bun, că zice că pentru cânepiști, da, așa da, să da. Zice cânepiști. Și acolo se făcea cânepa. Și merem la cules, o culegem cea de vară, o duceam la topi, erau topili. Înii o topem. Da, da, da. Cu nămol acolo mai sus un pic și... Nu, o aduc... Și când stătea vreo 2 săptămâni acolo, te băgai în topilă și o acopereai cu nămol ăla și mai puneai oarece lemni, oarece că și nu o ridici ceapa în sus până să topești și după aceea o duceai la vale și o spălai, că era și vale acolo. Și o aduceai acasă și o întindeai pe aici pângă garduri și să uști și o melițai. Îți făceai de lucru și atunci era de toate lucrurile. Și trebuie că și o gheți repede și poți torci un pic și îți poți pune război și țeși o haină, că atunci nu erau de haine ca așa, mă, că trebuie și să faci de acolo. Luai un pic de misiri, că nu. Și puneai război și țesei și apoi de-acolo îți făceai cămeșii, îți făceai spăcel, îți făceai poli și... Și ce mai trebuia pe lângă casă? Cu ale te îmbrăcai și le umblai. Am ușor de hani.